Hristos a înviat! Binecuvântați creștini, suntem în a treia zi de Paști, zi luminoasă, zi bucuroasă, zi sfântă, așa cum a fost și profețită înainte, cu sute de ani, că aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul ca să ne bucurăm și să ne veselim întrânsă. Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, biruința Lui asupra morții, a făcut să răsară în creație zorii celei de-a opta zi a creației, ziua Învierii, ziua cea netrecătoare din Împărăția Lui Dumnezeu, care se deschide oamenilor prin intrarea Mântuitorului Hristos ca un Împărat și Dumnezeu. Astăzi vei fi cu mine în Rai, îi spune Mântuitorul tâlharului de pe cruce, celui care s-a pocăit, și i-a cerut să-l pomenească. I-a cerut doar să-l pomenească cu numele, iar Mântuitorul îl ia cu totul în Împărăția Lui. Vedeți câtă milă face Dumnezeu cu noi? Îi cere tâlharul de pe cruce doar să-și amintească, să-l pomenească în Împărăția Lui. Iar Mântuitorul îl ia cu totul și, cum spun părinții bisericii, fericit tâlhar a fost, că toată viața a tâlhărit și a furat, iar în ultima clipă a furat Împărăția Cerurilor. Dar a furat-o prin pocăință, schimbându-și cu totul atitudinea față de viață și față de semeni, nu în raport cu viața lui de mai înainte. A intrat tâlharul în Rai împreună cu Mântuitorul Hristos și a devenit părtaș la ziua aceasta netrecătoare a Împărăției Cerurilor. Iar Biserica actualizează această bucurie a prezenței în Împărăția Cerurilor și a tâlharului și a tuturor drepților din Vechiul Testament pe care Mântuitorul i-a înviat, i-a ridicat din iad și i-a adus cu sine în Împărăția Bucuriei și a vieții veșnice, în sânul Tatălui. De aceea, astăzi, la Sfânta Liturghie, am ascultat o întâmplare petrecută cronologic în ziua Învierii Mântuitorului, o întâmplare care de asemenea ne arată cât de actuală este această zi a Învierii și a Împărăției Lui Dumnezeu, și cât de accesibilă ne este nouă celor din biserică. Ce s-a petrecut atunci, așa cum am ascultat în Sfânta Evanghelie după Luca? Doi ucenici, Luca și Cleopa, frământați și tulburați de cele ce s-au întâmplat cu Mântuitorul Hristos, cu pătimirea, răstignirea, moartea, îngroparea Lui, șederea în mormânt și apoi cu ceea ce au trăit Simon, Petru și alți ucenici și femeile mironosițe, că au văzut mormântul gol. Femeilor mironosițe li s-a arătat îngeri care le-au spus că El este viu, apoi li s-a arătat Mântuitorul Hristos însuși, apoi Maria Magdalena l-a văzut, nu l-a atins, Simon Petru iarăși l-a văzut și el, și erau nedumeriți, erau triști, mergeau spre Emaus, la o țarină, adică la un ogor, ca să lucreze. Era primăvară, ca și acum, și iată că pe drum vorbeau despre Hristos, căutau lămuriri unul de la altul, căutau completări cumva în ceea ce au auzit fiecare și în ceea ce știau fiecare. Și pe când ei vorbeau, un călător misterios s-a apropiat de ei și mergea împreună cu ei și s-a prefăcut că nu știe nimic din cele ce s-au întâmplat și i-a întrebat: de ce sunteți triști? De ce vă frământați atâta? Iar ei i-au spus: dar tu singur ești străin aici în Ierusalim și nu știi ce s-a întâmplat. Iar Mântuitorul, vedeți că îi îndeamnă să mărturisească. Care? Ce s-a întâmplat? Cele cu Iisus Nazarenean. Că era proroc puternic în fapte și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a tot poporul. Deci iată că ei îl știau pe Hristos doar ca un învățător omenesc, ca un proroc,
nu mai mult ca un Dumnezeu, deși câte minuni a făcut Mântuitorul înaintea lor. Poftim? Multe, ba, încă i-a trimis și doi câte doi ca să vindece, să alunge demoni, să învieze morți. Și așa făceau, fiind trimiși de Mântuitorul Hristos. Tot un proroc îl cunoșteau și l-au auzit apoi pe Mântuitorul Hristos, dojenindu-i, o, nepricepuților și zăbavnicilor cu inima, ca să credeți toate câte au zis prorocii. De câte ori și Mântuitorul le explicase despre profețiile pe care avea să le împlinească și mai ales despre marea minune a învierii sale. Le-a spus și despre împlinirea profeției cele mai explicite despre el însuși, pe care a mărturisit-o cine? Prorocul Isaia, robul Domnului, Ebed Iahve, omul durerii, cunoscătorul suferinței, cel care a luat păcatele lumii și le-a ridicat sau le-a iertat. Toate acestea le-au văzut ei cu ochii lor și iată că se îndoiau că El este și Dumnezeu adevărat. Și a început Mântuitorul și spun Sfinții Părinți, Sfântul Grigorie Palama și Sfântul Maxim Mărturisitor, că s-a mai smerit odată, coborându-se la nivelul înțelegerii lor și explicându-le una câte una toate profețiile din Vechiul Testament despre El. Cele din Cartea Facerii, din Exod, din cărțile lui Moise, cel care a amintit de jertfa ca un miel nevinovat a Fiului lui Dumnezeu întrupat, cel care a pomenit că El este învățătorul de care trebuie să asculte toți și iudeii și toate neamurile. Apoi le-a tălmăcit din proroci și le-a lămurit că și vinderea pe 30 de arginți fix, nu pe 29 sau pe 37, a fost profețită cu precizie cu sute de ani înainte și de faptul că a fost pus în mijlocul tâlharilor, dar că, răstignit fiind, niciun os nu îi se va zdrobi, așa cum s-au zdrobit tâlharilor de lângă el. Ba mai mult, a fost îngropat într-o grădină, într-un mormânt nou, și a treia zi, precum Iona din Chit, a înviat. E important și noi să știm profețiile despre Mântuitorul Hristos din Vechiul Testament, pe care le-a împlinit El, și să înțelegem că numai în El s-au împlinit aceste profeții și niciun alt Mesia pe care îl așteaptă iudeii sau păgânii nu le mai repetă. Și le-a explicat și pe măsură ce le explica profețiile despre El și acești doi ucenici, Luca și Cleopa, mergeau și se apropiau împreună cu Mântuitorul de Emaus, inima lor a început să se aprindă de înțelegere, de iubire, de smerenia pe care Mântuitorul le-a arătat-o ca slujitor al lor, al tuturor oamenilor, pentru mântuire. Ardea inima în ei și ei ar fi vrut să nu ajungă la Emaus. Ar fi vrut să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția lui Hristos, învățătorul lor, profetul mare în faptă și în cuvânt, înaintea lui Dumnezeu și a tot poporul. Dar dacă au ajuns la Emaus, s-au așezat la masă și l-au rugat să rămână cu ei, pentru că Mântuitorul le-a umplut inimile cu bucurie și cu certitudinea că Hristos a înviat, dar ei nu l-au cunoscut. L-au văzut cu ochii, l-au auzit cu urechile, l-au pipăit cu mâinile, pentru că mergea împreună cu ei. Deci, s-au întâlnit cu Hristos prin simțuri și nu l-au cunoscut. S-au întâlnit apoi prin înțelegere, prin tâlcuirile profețiilor din Vechiul Testament. Și nici atunci nu l-au recunoscut. Și spune Sfântul Maxim Mărturisitorul că Mântuitorul s-a făcut pe drumul spre Emaus, cunoscut lor, după ce i-a trecut prin înțelesurile naturii și ale Scripturii, ca să-i hrănească progresiv pe ucenici până la întâlnirea mistică sau tainică, până la unirea cea desăvârșită de la
frângerea pâinii de la Sfânta Euharistie. I-a luat progresiv și i-a crescut și au crescut și ei cu dorul și cu înțelegerea spre Hristos și de aceea, când au ajuns în satul numit Emaus, i-au zis să rămână cu ei, că e târziu, este spre seară, vă dați seama ce argument copilăresc. Mai sunt tâlhari, dar rămâi cu noi ca să ne bucuri în continuare cu prezența ta. Într-adevăr, iudeii nu circulau noaptea pe cărările dintre sate, ci își găseau loc de odihnă și așa, poposind după tradiție, Mântuitorul s-a așezat cu ei la masă și, luând pâinea, a binecuvântat-o și frângând, le-a dat-o lor. Și când au gustat-o, și-au amintit că parcă mai au văzut și ei la înmulțirea pâinilor, undeva în Ținutul Galilei, cum s-au săturat mii de oameni, 5.000 de oameni, nu-i așa, cu 5 pâini. Și-au amintit, cum le-au spus și ceilalți 11 ucenici, că la cina cea de taină Mântuitorul le-a dăruit pâine binecuvântată, pâine vie, care era trupul lui și sângele lui, și i-a hrănit cu cea mai plină de viață hrană, care este trupul și sângele lui Hristos. Și atunci au început să se dumirească. Dar când au înghițit pâinea binecuvântată de Hristos, când l-au primit, adică pe El însuși, ca pâine hrănitoare și a sufletului și a trupului și a inimii, l-au cunoscut, l-au recunoscut, s-au trezit din neștiință și când voiau să-i mulțumească, Mântuitorul a dispărut de la fața lor, de la ochii lor, iar ei, nemaiputându-se stăpâni de bucurie, au pornit în fugă spre Ierusalim. 60 de stadii vine cam 3 km. Și știm cu toții că bucuria aceasta, întâlnirii cu Hristos, devenită o certitudine experiată, trăită, pe viu, le-a devenit curaj al mărturisirii și au plecat pentru întuneric, purtând lumina lui Hristos în suflet și curajul cu care au biruit mai apoi persecuțiile, fricile iudeilor și ale ateilor și ale idolatrilor din vremea lor, mărturisindu-L pe Hristos, Evanghelia Lui, învierea Lui și învierea tuturor. Și au ajuns la Ierusalim și nemai temându-se de frica iudeilor, care căutau să-i prindă și pe ucenici și să-i pedepsească, au intrat ca o furtună în locul unde erau aceștia înfrigurați și în așteptare și le-au spus cum l-au întâlnit, cum l-au cunoscut, cum s-au hrănit cu Mântuitorul Hristos pe drumul și în satul Emaus. Și toți erau cuprinși de uimire și de spaimă. Sfântul Evanghelist Luca mărturisește mai departe ce s-a întâmplat. Noi în Sfânta Evanghelie citită astăzi am ascultat doar episodul cum l-au cunoscut cei doi ucenici, Luca și Cleopa, pe Mântuitorul Hristos, pe drumul către Emaus și în satul Emaus, la frângerea pâinii. Și Sfântul Luca spune mai departe că pe când ei căutau să-i convingă pe ceilalți 10 ucenici, da? Că lipsea Toma, că a înviat Domnul, că li s-a arătat și lor, Mântuitorul s-a arătat și le-a zis pace vouă și i-a mustrat pe toți pentru necredința inimii lor. Și le-a cerut ceva de mâncare și i-au dat un pește frit și un fagure de miere ca să rămână oasele și ceara ca mărturie că a fost Mântuitorul cu ei, că n-a fost o nălucă sau o hologramă, ci că a venit cu trupul în carne și oase, însă cu trup transfigurat, care, iată, este și el părtaș materiei, însă superior ei. Și așa, apoi, cunoaștem că Mântuitorul s-a mai arătat și la alți 3.000 de ucenici în altă zi. I s-a arătat apoi lui Toma, dar tot în comuniunea și în comunitatea apostolilor. Nu i s-a arătat în mod singular în casa lui sau pe câmp, pentru că Mântuitorul
vine și se descoperă în comuniune și în comunitate. Ăsta este înțelesul întâlnirii celor doi ucenici cu Mântuitorul Hristos și confirmarea spuselor lui că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. S-a arătat Mântuitorul, iată, celor doi care îl căutau, care căutau să înțeleagă pe Hristos, erau uniți în adevăr, în căutarea adevărului și le-a dat confirmarea prezenței lui, dar i-a călăuzit apoi, căci tot el le-a mișcat inimile ca să meargă la ceilalți ucenici și să mărturisească această întâlnire cu el. Și ei n-au apucat să spună, eu știu, lumii, ci s-au dus întâi în comunitatea apostolilor, acolo s-au întărit cu toții, Mântuitorul iarăși s-a arătat și i-a binecuvântat, le-a dat pace și bucurie. Și abia apoi, după pogorârea Sfântului Duh, când au primit puterea de sus, curajul, râvna și iubirea lui Dumnezeu, care e mai mare decât iubirea pământului sau a vieții pământești, atunci i-au propovăduit în întreaga lume. Deci Mântuitorul Hristos, iată, se arată în comunitatea bisericii și în fiecare sfântă liturghie El vine, ca și atunci la Emaus, ca și la cina cea de taină, ca și apoi, când era și Toma adunat cu ceilalți apostoli, și apoi de fiecare dată când ucenicii Domnului de pretutindeni și din toate vremurile săvârșeau în Duh și în adevăr Sfânta Liturghie, păstrând tradiția apostolică și continuitatea de credință și de viață duhovnicească. De aceea, Mântuitorul Hristos este prezent în biserica Lui. Încă o dată, vedem confirmarea cuvintelor Lui spuse după înviere, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Mântuitorul Hristos e prezent în biserică și noi îl primim prin Sfintele Taine, cu El ne hrănim, cu El ne unim, El ne luminează, El ne bucură și ne viază, dăruindu-se pe sine nouă, în Sfintele Taine, în rânduieli bisericești, iar noi îl păstrăm, îl actualizăm, îl ținem într-un prezent prin faptele cele bune și prin ostenerile cele mântuitoare. Așa încât această bucurie a întâlnirii noastre cu Mântuitorul Hristos astăzi la Sfânta Liturghie s-o păstrăm și noi în suflete cu cuviință, nu căzând în exaltări, să zicem, fără echilibru, ci păstrând, iată, sfințenia vieții și a prezenței lui Hristos în noi. Dumnezeu să ne lumineze, să ne bucure, să ne încălzească inimile cu suflarea Lui, cea iubitoare, cu lumina binecuvântării Lui, a păcii și a bucuriei, pe care și noi să le păstrăm ca niște făclii în viața noastră, plină de încercări, plină de frământări, de îndoieli și întristări, ca bucuria lui Hristos și certitudinea prezenței Lui să biruiască în noi asaltul întunericului, al iadului, al deznădejdii și împreună cu Hristos să pășim peste moarte, peste păcat, peste încercări. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! La mulți ani! Ne trăiți,